Titlul de Miss Plaja 2022 se dispute astăzi între tinerele venite din toate colțurile țării. După mai multe probe, doar o fată va fi încoronată regina frumuseții litoralului românesc. Concursul se desfășoară an de an în stațiunea Mamaia. Acolo este și colega mea, Dana Luțu. Bună, Dana! Bun găsit tuturor! 30 de frumuseți autohtone participă la cel mai longeviv concurs de frumusețe desfășurat la Mamaia. Fete din Caraș-Severin, din Satu Mare, Iași, Brașov, Constanța, Slobozia, Călăraș, toate au venit pentru a cuceri titlul de Miss Plaja 2022. A fost o decizie grea pentru juriu, pentru că au fost foarte multe fete frumoase. Este concursul unde s-au lansat foarte multe vedete autohtone, printre care Alexandra Stan. În momentul acesta vedem exact cine este regina frumuseții litoralului românesc 2022. Ea este... Bianca. Bianca are 18 ani și este din Constanța. Spune-ne, te rog frumos, cum te simți acum cu această coroană a frumuseții? Mă simt foarte bine. Mă bucur că am ajuns până aici. Cum vedeți, sunt foarte multe fete din toate colțurile țării. A fost o competiție mare, dar ce crezi tu că ai avut în plus de a impresionat juriul? Atitudinea, clar. Atitudinea. Da. Locul 2, tot din Constanța, Loredana. Bună ziua! Înțeleg că locul 3, să ne spui cum te numești și de unde ești, tot din Constanța. Mă numesc Luiza și tot din Constanța sunt. Iar pentru voi este o rampă de lansare, probabil, nu? Absolut. Cea mai bună rampă de lansare, Miss Plaja. Și vreți în lumea modelingului, să înțeleg, nu? Evident. Emanuel, să ne spui cum a fost să alegi între atâtea frumuseți. Iată, suntem înconjurați numai de frumuseți. Anul ăsta ai dat și mai multe premii, nu? Da, anul ăsta clar am fost foarte multe frumoase și avem pe linga de trei fete, avem 14 titluri premii speciale, zicem, că sunt vedete toată frumusețea litoral din România, sunt aici la noi. Să le spunem telespectatorilor că pe lângă această coroană frumoasă și banderolă, premiul întâi a câștigat 3.000 de euro, locul 2 2.000 de euro și locul 3 1.000 de euro și celelalte câte 200. Eu vreau acum fetelor să le transmitem tuturor celor de acasă salutări de la mare în cor. 1, 2, 3 și... Salutări! Ilinca, înapoi la tine!